Doamnelor, domnilor, bun găsit! În sfârșit, scrutinul prezidențial dintre Prut și Nistru a luat sfârșit. Cetățenii Republicii Moldova și-au ales președintele care îi reprezinte, în care au încredere. Cu o zdrobitoare diferență de voturi, peste hotare mai cu seamă, Maia Sandu și-a învins oponentul. Chiar în seara de 15 noiembrie, rezultatele fiind evidente, europarlamentarul român Siegfried Mureșan a scris în pagina sa de Facebook că Republica Moldova acum pornește în viteză pe drumul european. Concretizând, Maia Sandu este cunoscută și apreciată în toată Europa. Asta va aduce beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. În aceeași ordine de idei, oficialii români Ludovic Orban, prim-ministru și președintele Klaus Iohannis au fost primii care au felicitat-o pe Maia Sandu cu această frumoasă victorie. Klaus Iohannis a fost primul șef de stat care a felicitat-o pe Maia Sandu cu victoria în cadrul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Luni 16 noiembrie, președintele României, Klaus Iohannis, a avut o discuție la telefon cu președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, discuție în cadrul căreia s-a convenit extinderea și aprofundarea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Chișinăului, un prim pas în acest sens urmând să fie vizita oficială pe care șeful statului român o va efectua în perioada următoare din coace de Prut. Cităm din declarația liderului de la București. Am avut o discuție cu doamna Maia Sandu, am felicitat-o și la invitația domniei sale i-am promis că voi face o vizită imediat după ce va prelua funcția. Cu premierul am discutat la o oră după și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova. Am încheiat citatul. România a solicitat oficial Uniunii Europene să devină mai activă în gestionarea conflictelor din zona Mării Negre, printre care se numără și conflictul transnistrean din Republica Moldova, unde Moscova staționează trupe sub pretextul menținerii păcii. În acest sens, Bogdan Aurescu, ministrul de externe de la București, a adresat o scrisoare înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell. Astfel, în cadrul unei viitoare reuniuni a Consiliului Afacerilor Externe a Ministrilor de Externe europeni, ar putea avea loc discuții aprofundate cu privire la rolul Uniunii Europene în soluționarea conflictelor prelungite, înghețate din vecinătatea sa estică, regiunea Mării Negre. Aceasta vine în continuarea demersurilor întreprinse recent de șeful diplomației române în cadrul reuniunilor miniștrilor de externe europeni și în contextul contactelor cu omologii din Uniunea Europeană și parteneri din vecinătate. Scrisoarea inițiată de Bogdan Aurescu și co-semnată și de Ministrii Afacerilor Externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia, pune accentul pe necesitatea ca Uniunea Europeană să acorde o atenție sporită soluționării pașnice și durabile a conflictelor prelungite din vecinătate, printr-o angajare mai activă și vizibilă în sprijinul eforturilor de reglementare derulate în cooperare cu alți parteneri internaționali în cadrul formatelor multilaterale abilitate, aceasta fiind o precondiție pentru o voce puternică și credibilă a Uniunii Europene pe scena internațională. Avizul consultativ de inițiere a negocierilor și aprobarea semnării acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice și științifico-didactice a fost aprobat zilele trecute în cadrul ședinței Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană. În acest sens, există câteva precedere majore, una dintre care stabilește recunoașterea și echivalarea actelor de studii obținute în Învățământul General din Republica Moldova cu durata de 11 și 10 ani. Aceste diplome vor fi recunoscute echivalente diplomelor actuale de bacalaureat și vor permite accesul la învățământ superior. La 20 noiembrie, Bogdan Aurescu, ministru de externe de la București și Robert O'Brien, consilierul pentru securitatea națională al președintelui Statelor Unite ale Americii, a avut o discuție telefonică. Printre subiectele abordate de ministrul Bogdan Aurescu și consilierul O'Brien, s-a regăsit și cel cu privire la rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 15 noiembrie 2020. În context, șeful diplomației române și-a exprimat satisfacția pentru victoria clară a președintelui ales Maia Sandu, arătând că acest rezultat evidențiază dorința cetățenilor Republicii Moldova pentru un parcurs democratic și european, bazat pe respectul pentru statul de drept și instituții performante în serviciul tuturor cetățenilor.
politiciana Ana Guțu, ex-deputată în Parlamentul Republicii Moldova, deschide lista Partidului Mișcarea Populară, filiala Vrancea, pentru Senatul României. Cităm din promisiunile sale electorale. Relația cu Republica Moldova, înființarea Ministerului pentru Relația cu Republica Moldova, asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova față de Federația Rusă, prin interconectarea Nord-Suceava-Bălți, 200 MW, interconectarea centru Iași-Ungheni-Strășeni, 200 MW, interconexiunea Sud-Isaccea-Vulcănești-Chișinău, 600 MW, interconectarea pentru gaze naturale pe traseul Iași-Ungheni-Chișinău, extinderea proiectelor europene de infrastructură prin implementarea proiectului Autostrada Unirii Târgu Mureș Iași-Chișinău, crearea unui spațiu comunicațional comun România-Republica Moldova, telefonie, poștă, crearea unui spațiu media comun, extinderea rețelelor radio și TV pentru Republica Moldova în România și pentru România în Republica Moldova, sprijin pentru reluarea serioasă a demersurilor de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Citat închis. Actualmente, Ana Guțu este secretar de stat al Departamentului Relații cu Republica Moldova din Guvernul României. Ambasada României la Chișinău reamintește cetățenilor români din Republica Moldova că în zilele de 5 și 6 decembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru Parlamentul României. Secțiile de votare sunt deschise între ora 7 și ora 21, ore locale. Alegătorii cu domiciliul sau reședința în străinătate votează în cadrul alegerilor parlamentare pentru senatorii și deputații circumscripției electorale pentru cetățenii din afara țării. Circumscripția electorală pentru cetățenii români din afara țării este reprezentată de 4 deputați și 2 senatori. Alegătorii care la ora 21, ora locală, se află în interiorul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot vota până la ora 23 și 59, ora locală. Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate, care deține orice act de identitate în baza căruia se poate vota, dar care a expirat în perioada 1 martie-6 decembrie 2020, poate vota în baza acelui act de identitate, în conformitate cu decizia Biroului Electoral numărul 35 din 15 octombrie 2020. Ambasada va publica în curând lista celor 30 de secții de votare care vor fi organizate pe teritoriul Republicii Moldova. După cum v-am mai informat, pe site-ul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Guvernul României, a fost lansată harta interactivă România sprijină Republica Moldova. De asemenea, tot recent, relativ, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, a fost lansat portalul România-Republica Moldova, 10 ani de parteneriat strategic. Portalul inserează 10 materiale video reprezentând 10 proiecte de succes implementate de România în Republica Moldova, în baza parteneriatului strategic de colaborare, care împlinește în acest an 10 ani de existență. Vecina de alături. Cine? Vecina de alături. Nu v-am spus. Și ce doriți? V-am adus polița de asigurare. Băgați-o pe sub ușă. De ce nevoie de teatru? Marele celebru Shakespeare spune că viața e, însăși viața e un teatru. Și noi oamenii suntem actorii care trăim în acest teatru. De ce nevoie este de teatru? Fiindcă dacă nu ai cultură, nu ai artă, nu ai educație, practic nu ai nimic. Poți să ai bani, poți să ai, nu știu cum, palate, bogății, iar dacă nu ai un bagaj necesar de cultură, de educație, de știință, nu ai nimic. Teatrul de ce e nevoie, și anume la Cahul, el e nevoie peste tot în lumea asta. Fiindcă măcar prin teatru, publicul, cetățeanul, spectatorul, el își regăsește realitatea adevărată atât a sa, cât și a societății. Și toate păsările
spectatorul fidel, practic, este din clasa intelectuală, pedagogi, studenți foarte mulți vin și cerința mare la spectacole teatrale este din partea studenților. Și copiii. Copiii ne sunt cei mai fideli, duminică de duminică. Paradoxul de duminică aceasta, să vă zic că era planificat un spectacol. Fluxul a fost atât de mare că am fost nevoiți să jucăm două spectacole la rând, să onorăm copilul care a venit cu atâta ardoare și cu atâta dorință la teatru. Aici în 2000 am venit, dar n-am pornit imediat să jucăm, fiindcă era nevoie de o reabilitare, o acomodare pentru teatru. În această scenă s-au jucat multe spectacole. Așa micuță cum este ea, am îndrăgit-o, deși ne dorim, fiecare actor își dorește pe o scenă mare să joace, pe o scenă mai profesionistă. Și iată, așteptăm să inaugurăm noul sediu ca să intrăm în scena mare. Eu cred că noi deja simțim, toți actorii deja simt pulsul acelei scene. Nu cred că durează încă un an de zile. Nu cred. Deci, ca să vă spun, ca și timp, așa, până într-un an, noi intrăm în această scenă mare. La o premieră de teatru, acum în 2014, am invitat guvernul. Pentru noi a fost așa ca un tunet din cer, dar au stat la spectacol, le-am povestit despre situația noastră, ca în 5 octombrie, tot același an, să avem deja semnat memorandul și prima piatră de temelie pusă. Construcția noului teatru din Cahul a început în anul 2014. Cu o capacitate de 350 de locuri, Teatrul Bogdan Petriceicu HD-ul, ridicat din temelie cu sprijinul financiar oferit de către Guvernul României, este primul teatru construit în Republica Moldova de la obținerea independenței. Sincer să fiu, am avut și onoarea și mândria de a lucra în proiectul SMURD, sau SMURD 1, îi spunem noi, care a fost implementat în anii 2013-2015. Ideea sau obiectivul de bază a fost o implementare în Republica Moldova acestui serviciu, pentru că până în anul 2014, când a fost înființat și la noi inclusiv, nu am avut asemenea echipaj, asemenea serviciu. Aceste intervenții ale elicopterilor SMURD sunt foarte și foarte eficiente. Practic, de fiecare dată, pacienții au fost salvați și au plecat acasă sănătoși. A fost implementat proiectul SMURD 1 în anii 2013-2015. Datorită acelui proiect comun, am semnat un acord interguvernamental între Republica Moldova și România. A fost semnat la 21 februarie 2014 privind intervențiile transfrontaliere comune pe situații medicale de urgență. S-a lucrat greu, s-a lucrat mult,
Dar partea frumoasă a lucrurilor este că ne-am făcut și prieteni până la urmă, deci suntem prieteni și în ziua de azi, iar prietenia asta poate undeva s-a materializat prin faptul că am început un nou proiect. Proiectul Smordui vine să dezvolte proiectul Smordui, nu și să-l îmbunătățească. Misiunile transfrontaliere au avut loc între o țară membra Uniunii Europene și o țară nemembra Uniunii Europene. Deci un lucru, din câte am înțeles eu, nemai întâlnit în cadrul comunității europene. Prin acel acord și plan de intervenție comună, credeți-mă, procedurile au fost simplificate la maxim pentru a scurta la maxim timpii de intervenție. Acolo mergem să alimentăm. Da, noi suntem elicopterul de Galați, mergem la Iași, alimentăm de la Iași și înapoi la Galați. În baza acestui memorandum, încheiat încă în anul 2015, noi putem solicita oricând intervenția elicopterilor SMURD din Iași și din Galați pentru intervenții pe teritoriul Republicii Moldova. Fie pentru transferul pacienților gravi din spitalele teritoriale sau regionale, fie pentru intervenții primare în caz de accidente rutiere sau alte accidente care pot fi pe teritoriul Republicii Moldova. Pacient stabil hemodinamic și respirator cu politraumă, care probabil n-a pus nicio problemă pe perioada zborului. Din anul 2015 a fost lansată a doua etapă a acestui mare proiect SMURD, SMURD 2 se numește el acum, care presupune proiectarea și construcția unei unități de primiri urgente noi, care va avea toată gama de servicii medicale de urgență, mai bine zis, de admitere a pacienților în Institutul de Medicină Urgentă. Deci, suprafața totală a acestei construcții este de peste 2000 de metri pătrați. Cel mai important este că pe aceste suprafețe vor exista toate echipamentele de bază pentru diagnosticarea rapidă a pacienților. Aici vorbim de salvare de vieți, salvare de vieți care depinde la un moment dat nu neapărat de ore, ci de minute. Acest program SMURD, eu sunt convins că a contribuit la salvarea a 10 de vieți. Proiectul Transfrontalier SMURD 2, finanțat de către România cu 5 milioane de euro, constă în crearea a două puncte de operare SMURD, în Ungheni și Cantemir, construcția a 4 platforme de aterizare a elicopterilor SMURD, precum și achiziționarea a 14 autospeciale complet echipate. A trăi fără artă? Răspunsul este da, doar că am putea să ne îndobitocim. Eu cred că arta este foarte importantă, în general, pentru om, pentru omenire. Nu cred că se poate trăi fără artă. Menirea unui muzeu de artă este, în primul rând, educația publicului, pornind de la copii. Toate muzeile astăzi funcționează nu doar ca păstrătoare de patrimoniu, ele au și caracterul educativ și în mod special se lucrează mult cu copiii. Statistic vorbind, un matur nu va veni la muzeu dacă nu a fost în copilărie. Această educație muzeală, ea se produce începând de la vârsta de 6 ani, unde învățăm copiii să privească o lucrare, să o înțeleagă, influențează într-un mod benefic caracterul oamenilor.
Muzeul este în acest sediu din 1989. Clădirea suportase câteva seisme, cel din 77, 86 și 90. După 89, sigur, într-o stare avansată de degradare, a fost transmis Muzeului de Artă. Inițierea lucrărilor de restaurare a avut loc în 2003. Am elaborat un proiect de consolidare și restaurare, iar în 2004 am inițiat lucrările de șantier. Sigur, finanțarea a fost sporadică, cu blocaje. Datorită finanțării sporadice, sigur, lucrările de restaurare au durat foarte mult, 13 ani. După care am avut un grant oferit de Guvernul României și, practic, timp de 10 luni, noi am făcut atâta cât am făcut în 13 ani. Deci au durat cam 14 luni lucrări de proiectare, după care în timp de 10 luni am încheiat lucrările și am dat în exploatare acest spațiu. A fost un eveniment important pentru Chișinău și, în general, pentru Moldova la acea vreme, pentru că a fost posibilă deschiderea unei instituții conforme actualilor norme muzeografice, cu sisteme performante de iluminat, de etalare a operelor, cu sisteme de stingere incendii, de securitate. În primul an după deschidere am avut un flux foarte mare de vizitatori imediat după deschidere. Comunitatea, în general, a înțeles că în Chișinău pot fi și asemenea edificii, pentru că astăzi Muzeul Național de Artă este plasat ca una dintre cele mai importante și atractive instituții de cultură. Lucrările de restaurare s-au desfășurat pe o suprafață de 1783 de metri pătrați, care găzduiește o colecție de peste 39.000 de opere de artă. România a contribuit cu un grant de 1 milion de euro la lucrările de renovare ale Muzeului Național de Artă din Chișinău. Probabil cea mai frumoasă instituție de cultură, sala cu organ. Este o instituție de concert din 1978, cu stagiune, cu formații artistice. Deci avem mai bine de 40 de ani, activăm în acest minunat sediu, care are o istorie foarte interesantă în spatele său. Până în anul 1974, aici a fost Banca Orășenească. Un grup de intelectuali prin anii 70 au propus conducerii de pe atunci ca să fie instalat o orgă în Chișinău. Că toate republicile Uniunii Sovietice aveau orgă, doar Chișinău rămânea în urmă. Fiica secretarului de partid de atunci absolvea conservatorul Tchaikovsky la orgă. Legenda zice că poate că și faptul ăsta a ajutat ca acest proiect să fie realizabil, adică să fie adus o orgă. Și atât Banca Orășenească a devenit victima, dacă putem așa spune. Și atât în 1978, în septembrie, a fost inaugurată o nouă instituție de cultură sub denumirea Sala cu Orgă. Este o instituție de concert cu stagiune, aici activează mai multe ansambluri artistice care sunt mândria țării noastre. E vorba de Orchestra Națională de Cameră,
Corul Național de Cameră, soliști, instrumentiști. Invităm foarte mulți artiști din străinătate și cu această ocazie vreau să spun, probabil că nu există vreun artist valoros din România care nu a concertat la sala cu orgă și care au plecat cu cele mai frumoase amintiri. În primul rând, nivelul artistic este destul de mare, plus la asta o sală frumoasă, cu acustică perfectă. Deci nu a fost totdeauna un centru artistic, muzical, întotdeauna. Deci totdeauna s-a întâmplat aici ceva. După aproape 40 de ani de la inaugurare, în anul 2014, cu ajutorul României care a oferit un grant de 1 milion de euro, sala cu orgă din Chișinău a fost renovată. În acest fel, această splendidă clădire și-a redobândit grandoarea. România a fost prezentă an de an în stânga Prutului prin proiecte și investiții care dovedesc că României îi pasă. Echipajele SMUR din România au efectuat peste 13.000 de intervenții în Republica Moldova. În plus, proiectul transfrontalier SMUR 2, în valoare de 10 milioane de euro, va dezvolta puncte de operare SMUR în Republica Moldova. România a donat comunităților din Republica Moldova 196 de microbuze școlare. Tot România a ridicat din temelii teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Cu ajutorul României de 1 milion de euro, Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost renovat într-un timp record. România a oferit Republicii Moldova cel mai consistent ajutor umanitar în luptă cu pandemia COVID, ajutor în valoare de 3,5 milioane de euro. România este cea care a reabilitat din fonduri proprii peste 1100 de grădinițe din cele 1500 existente în toată Republica Moldova și a oferit proiectelor comunitare de infrastructură din Moldova un grant de 1 milion de euro. Celebrele scări din parcul Valea Morilor din Chișinău sunt astăzi restaurate cu ajutorul primăriei sectorului 1 al Bucureștiului, care a oferit un ajutor de 970.000 de euro. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, realizat cu o investiție românească de peste 26 de milioane de euro, va reduce dependența energetică a Republicii Moldova. Și toate acestea pentru că României îi pasă. Au fost 196 de microbuze școlare donate în două tranșe în Republica Moldova, microbuze școlare care au fost repartizate în absolut toate raioanele. Știu că e o binecuvântare pentru liceul nostru. Noi beneficiem de microbusul școlar, printre primii suntem. Atunci când a fost semnat contractul de donație între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în 2014, au fost selectați în mod prioritar școlile de circumscripție. Și noi, fiind un liceu de circumscripție, am fost primii beneficiari. În luna noiembrie 2014, microbusul școlar a venit la noi în liceu. Cam greu era pentru copiii care din satele vecine veneau la rutieră, veneau, când scăpau rutieră, când era, dar în anii când s-a început liceu, veneau și pe jos, veneau. Alenuță, da. Unde vă dați jos? Aici. A, ești și aici, a, ești și aici. Mașina e bună, dar trebuie să ai grijă din asta de mașină. E foarte bună mașină. Confortabilă, puternic. Microbusul școlar este un transport gratuit pentru toți elevii, au orarul stabilit în timp și elevii deci nu achită nimic, doar beneficii. În prezent avem 550 de elevi și școală avem treapta primară, nivelul gimnazial, clasele a 5-a, a 9-a și treapta liceală, nivelul liceal, clasa 10-a, 12-a. Copiii de la liceu îi transportăm din trei localități rurale.
Vadului Sac, Brânza și Băleni. La Băleni și la Vadului Sac, sate vecini au școală doar gimnazială, n-au treapta liceală și copiii cu mare drag vin la noi la liceu. Pentru că este un liceu cu perspective, un liceu care rata medie la BAC este chiar foarte bună, un liceu care vin și cadre didactice care pun mult suflet. Anul acesta, ca să fiu cel mai recent, peste 90% elevii sunt cadrați în România. Anul acesta au invadat și Bucureștiul, Iași, pentru o dată avem foarte mulți, Bacău, Brașov, Galați. La cadre didactice buni și elevi foarte buni și dornici de a învăța. Și sunt motivați pentru ca să iau o notă înaltă. Începând cu anul 2014, România a donat Republicii Moldova 196 de microbuze școlare. Elevii care locuiesc la zeci de kilometri de școli ajung gratuit și în siguranță în fiecare dimineață la școală, iar după amiaza sau seara, acasă. Acest virus este o urgie, da, care s-a bătut asupra a tuturor oamenilor, cred că. Cred că conlucrarea cu orice medic care a mai lucrat cu acest virus este benefică. Deci, la moment, noi avem cel mai mare număr de pacienți cu COVID în Republica Moldova. La momentul actual, prin centrul triaj Chișinău COVID-19, au fost supus triajului circa 11.000 de pacienți. La moment, instituția noastră activează pe 104 paturi. Anul acesta noi suntem puțin mai restructurați, deoarece noi primim, în legătură cu pandemia, primim numai bolnavi confirmați cu coronavirus. La începutul pandemiei ne-am ocupat și cu pacienții suspecți, din tot de municipiul Chișinău și inclusiv din toată Republica. La moment noi ne ocupăm numai cu pacienții confirmați cu coronavirus din centru și din sudul Republicii, deoarece nordul copiii se deservesc la bălți. Cu copiii de vârstă fragedă până la vârsta de 10 ani în mediu se internează și părinții, la fel care sunt sau bolnavi sau sănătoși. Instituția noastră zilnică registrează în mediu câte 100 de adresări. Se adresează toți copiii de la 0 la 18 ani din municipiul din suburbii. Guvernul României a ajutat Republica Moldova cu ajutor umanitar pentru combaterea pandemiei COVID. Deci acest ajutor umanitar a fost în valoare de 3,5 milioane de euro, care a presupus în sine, deci peste 500.000 de măști, peste 200.000 de perechi de mănuși, 5.000 de viziere, 5.000 de ochelari. De asemenea, în cadrul acestui ajutor umanitar am primit aproape 80.000 de litri de dezinfectanți extrem de necesari pentru prelucrarea suprafețelor în instituțiile medicale. Concomitent în acest lot de ajutor umanitar am avut și peste 2.800 de cutii de antivirale care au fost utilizate pentru tratamentul intensiv al pacienților COVID-19. A fost un ajutor extraordinar pe timpul pandemiei COVID-19 în Republica Moldova. Atunci când Republica Moldova întâmpina dificultăți enorme în asigurarea cu mijloace de protecție. Dacă să vorbim despre ajutorul Guvernului României, trebuie să spunem că el a fost unul constant și practic pe toată perioada pandemică de la debutul ei în Republica Moldova. În luna aprilie și mai am avut două evenimente inedite. Primul a fost trimiterea în Republica Moldova a
unui desant, dacă putem spune așa, din 42 de cadre medicale, medici, asistenți medicali din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din cadrul Ministerului Sănătății din România, specialiști calificați, specializați în terapie intensivă, în pneumologie, în medicina internă, în medicina de urgență. Al doilea important eveniment care s-a produs în Republica Moldova a fost trimiterea acestui convoi din circa 20 de camioane în Republica Moldova, camioane cu bunuri medicale, care a avut ca conținut la fel mijloace și consumabile medicale, dezinfectante, deci soluții sanitare, medicamente, măști, mânuși, viziere și multe alte lucruri necesare pentru activitatea medicală. Noi am primit echipament, măști, mânuși, combinezoane, halate, care au fost de o calitate bună, a fost foarte oportun și au fost binevenite acele ajutoare pentru întreg colectivul centrului COVID. A fost cu mare mulțumire față de Guvernul României, de țara românească, care ne-a ajutat și a fost și este alături de noi la acele grele zile de cumpănă care ne-a pus în fața noastră acest coronavirus. Are un echipament de protecție primit din România, plus, vă zic, practic toată secția este reparată și renovată recent. O bună parte din utilajul care îl avem în secția de terapie intensivă și în secția de primiri urgente sunt donate de către Guvernul României, inclusiv în proiectul Rapid Mall, care o parte din donații au fost realizate prin intermediul României. Trimiterea acestui convoi a fost un lucru pe cât de important și valoros ca conținut, dar să vă spun tot atât și de spectaculos cumva prin faptul că România, fiind și ea într-o zonă pandemică sau într-o situație pandemică deci dificilă, a găsit resurse, a găsit rezerve să remită și către Republica Moldova, iată, asemenea mijloace de protecție pentru a ajuta populația din Republica Moldova. Ajutorul umanitar oferit de către România cetățenilor din Republica Moldova, în valoare de 3,5 milioane de euro, a constat în 500.000 de măști de protecție, 25.000 de combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 de perechi de ochelari de protecție, 200.000 de perechi de mănuși, 2800 cutii de medicamente, 10 izolete pentru transportul pe targă și aproximativ 80.000 de litri de alcool sanitar. Suntem un sat mediu. Populația la 1 ianuarie 3132 de cetățeni. Din punct de vedere etnic, majoritatea 60 și ceva de procente sunt moldoveni. Începând cu anul 2010, am apelat la chemările de proiect în domeniul apă și canalizare. Da, noi aveam niște fântâni arteziene, da, aveam fântâni cu mină, vreo 118 în localitate, dar la care nici la una nu corespunde calitatea apei pentru consum. Mai mult se referă la apă tehnică. Și văzând lansările de proiect prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud, am încercat și noi, marea cu degetul, și am scris un proiect de alimentare cu apă a locuitorilor satului Roșu. Am câștigat acest proiect, au durat achizițiile publice, în 2011 și 2012 s-a implementat acest proiect.
2012 a fost recepția finală și au putut locuitorii satului nostru să se conecteze la apă de calitate. Acest proiect a costat 2.800.000, să zicem, plus minus, care au fost acordați de către Guvernul României. În 2016 noi am obținut proiectul de construcția sistemului central de canalizare în satul Roșu cu conectarea la sistemul central al municipiului Cahul. A fost un proiect foarte amplu, costisitor și care l-am dus la bun sfârșit. Guvernul României a venit iarăși cu o susținere, cu un suport de aproape 4 milioane de lei moldovenești. Așteptarea noastră s-a împlinit. Până la urmă, el este un bine, dar este o necesitate. Să ai un pahar de apă, să deschizi robinetul, să-l consumi, să nu fugi cu căldarea la fântână în grădină sau în stradă, dacă era o fântână la 4-5 case. Acum e deosebire mare, desigur. Suntem chiar de aici, născuți, originari din Talpă. Dacă ne-am născut la sat și am fost legați prin rădăcină, prin de pământ, de tot ce este frumos, nu am putut să abandonăm și am fost toată viața. Am mers pas în pas și cu lucruri intelectuale și munca fizică și având apă canal aici, ne folosim dimineața, suntem la ora când era, da, se luminează, noi deja suntem. Iată, cu furtunul mergem, astăzi avem porțiunea asta de irigat deodată. Că asta e un lucru bun, e un lucru civilizat. Și s-a implementat cu ajutorul Guvernul României, ne-a dat 4 milioane, ne-a ajutat la conectare. Proiectul e finalizat 100%. Mulțumim poporului român. Fără ei, cred că nu se putea de implementat așa proiect. Au existat foarte multe proiecte sociale care au fost susținute în folosul cetățenilor din Republica Moldova. Deci, practic, tot ce a făcut România aici s-a dorit a fi o susținere nu neapărat a unui guvern sau a unor guverne sau a unor persoane politice, ci s-a dorit a fi o susținere directă a cetățenilor Republicii Moldova. Uneori, fără să ținem cont de limba pe care o vorbesc acești cetățeni, de etnia cu care se autoidentifică sau de locul în care locuiesc acești cetățeni. Pentru că toată asistența României, să știți, a fost una de la suflet la suflet, a fost o asistență necondiționată și a fost o asistență care s-a dorit a veni în sprijinul direct al cetățenilor. Sprijinul românesc pentru proiecte comunitare de infrastructură în Republica Moldova, cum au fost cele de aprovizionare cu apă, a fost de 1.000.000 de euro. Această grădiniță pe care eu o conduc este grădinița numărul 6, Păpădia din orașul Chișinău, construită din 1962 și deja își expirase termenul de valabilitate și a clădirii de exploatare. S-au făcut lucrări civile și anume schimbarea templăriei, adică geamurilor, ușilor și mi-au ajuns bani și de două blocuri pentru izolare termică. Implementarea proiectului a început în martie 2018, a trecut procedura de achiziții publice, agentul economic a început lucrările în martie 2018 și în septembrie 2018 le-a finisat. Și iată și am avut norocul și noi să beneficiem de acest proiect extraordinar.
România nu este cea mai bogată țară din Europa, dar vedeți cum contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru că altfel cred că nu se poate. După beneficiarea acestui proiect, am făcut o scrisoare de mulțumire chiar direct Guvernul României, am făcut o scrisoare prin care am primit și răspuns. Le-am mulțumit din suflet pentru această contribuție și eu sper că în continuare vom avea o colaborare frumoasă cu această țară, pentru că este țara din care mă trag și eu și sunt foarte, foarte mândră. România a investit enorm în educația în Republica Moldova. Și când spun a investit enorm, am în vedere, pe de-o parte, un număr important de grădinițe, de unități preșcolare, care au fost renovate în Republica Moldova cu bani de la contribuabilul român. Au fost în total peste 1000 în condițiile în care în Republica Moldova în total sunt circa 1400 de grădinițe. Deci, practic, oricare două din trei grădinițe din Republica Moldova a fost la un moment dat renovată cu bani de la contribuabilul român sau a fost mobilată, a fost echipată, a fost dotată, a fost adusă la standarde europene cu bani de la contribuabilul român. Bani alocați în mai multe tranșe de mai multe guverne din România, atenție, și bani care, de fapt, au avut ca principal obiectiv îmbunătățirea condițiilor în aceste unități preșcolare. Am încercat, dacă vreți, să aducem o bucățică de Europa în Republica Moldova. Activez în această grădiniță de 36 de ani. Dacă ea a fost fondată în 82, eu în 83 am venit aici la lucru. Cum activăm șase grupe? Șase grupe, a șaptea grupă, noi ne-am gândit să facem un muzeu a satului. Adunăm din lucruri vechi care au mai rămas, spunem așa, pe la bunieii noștri. Grădinița a fost frumoasă la început. Dar cu timpul, dacă vă spun că e din 82, geamurile, ușile chiar lăsau de dorit. Și spre marea fericire, noi am beneficiat de un grant care a fost oferit de Guvernul României, aproape de 1 milion. În acest grant am reușit să facem termoizolarea și să schimbăm majoritatea ușilor și geamurilor. Chiar are un aspect foarte frumos. Ca să te încarci cu energie pozitivă, vin la grădiniță. Și aici nici moartea nu te găsești, pentru că e pentru copii nu umblă. În Republica Moldova sunt aproximativ 1500 de grădinițe. 1144 dintre ele au fost reabilitate cu bani oferiți de către România. Strategică și pentru care România a oferit un sprijin de 26 milioane de euro este gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Acest proiect a fost conceput pentru a crește securitatea energetică a Republicii Moldova și a reduce dependența acesteia față de gazul rusesc. Investiția în acest gazoduct este una extrem de importantă și arată determinarea României de a fi alături de cetățenii Republicii Moldova. Această interconectare era o condiție esențială pentru dezvoltarea economică a țării și asigura integrarea Republicii Moldova în viitoarele proiecte de infrastructură gazieră.
Morilor se află pe malul lacului cu același nume din Chișinău și se întinde pe aproximativ 140 de hectare. Una din atracțiile parcului este scara cu cascade, o scară cu 218 trepte, mai lungă decât celebra scara lui Potemkin din Odessa, care are doar 200 de trepte. Pentru că timpul nu a fost blând cu aceste scări, în anul 2015 a început reconstrucția acestora, un proiect cu costul de 970.000 de euro, bani oferiți de primăria sectorului 1 din București. Doamnelor, domnilor, să aveți o duminică perfectă! Toate bune! Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.